viitorul apropiat, roboții inteligenți vor prelua o mare parte din meseriile oamenilor. În ce stadiu a ajuns inteligența artificială și care sunt domeniile de activitate care se bazează tot mai mult pe roboți? Aflăm chiar acum la Trend IT, alături de colega noastră, Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Știm deja faptul că inteligența artificială este capacitatea unei mașini de a imita funcții umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea. Folosim funcțiile acesteia zilnic, dar fără a ne da seama cât de importante sunt de fapt. Totuși, întrebarea cât de departe poate ajunge inteligența artificială este în continuare un subiect controversat. Răspunsul la această întrebare, dar și stadiul la care a ajuns inteligența artificială în acest moment, ne spune Raul Băg. Bună dimineața! Bună dimineața! Chiar pare bine că ai folosit sintagma, folosim acest lucru zilnic, deoarece vedem chiar și la noi pe YouTube, pe Netflix, pe Facebook, dacă suntem interesați de ceva, brusc, imediat ne apar reclame cu lucrul respectiv, ne apar videouri cu lucrul respectiv și asta este inteligența artificială. Inteligența artificială este practic un proces software care fac mașinile, practic calculatoarele, să învețe din experiența trecută. Experiența trecută este practic o mare bază de date. Cu cât avem mai multe date, cu atât mai multă experiență pe care o putem folosi pentru a învăța aceste mașini. Vorbeam de faptul că inteligența artificială se regăsește în toate domeniile industriale. Și pune să începem cu domeniul auto, nu? Da, sigur. Deci în domeniul auto, cel mai ușor să ne imaginăm pot fi mașinile autonome. Tesla, de exemplu, a reușit să învingă Google în războiul pentru mașinile autonome, folosindu-se de inteligență artificială, pentru că aveau foarte multe date de la mașinile lor care deja mergeau și circulau pe străzi. Aveau videouri și atunci au reușit să învețe mașinile să se conducă singure. Google, în schimb, foloseau niște senzori foarte scumpi, se numeau LiDAR, care a rămas foarte mult în urmă, deși aveau 20-30 de ani de cercetare în fața celor de la Tesla. Tesla acum este mult peste. Însă, în domeniul auto, putem să ne uităm și la rezistența materialelor, chiar în domeniul auto sau în domeniul construcțiilor. Există roboți de inteligență artificială care au creat materiale care nu au putut fi gândite de către oameni și sunt mult mai rezistente și cumva au primit o bază de date cu legile fizicii și au creat un fel de material care are structura moleculară a unui stup de albine. Domeniul eticii este un domeniu care va fi reînviat, să spun așa, de inteligența artificială, deoarece se pun diferite probleme. Dacă, de exemplu, o mașină se conduce singură și la un moment dat, nu știu, ar putea să aibă loc un accident, ce decizie ar trebui să ia mașina? Ar trebui să-l omoare pe proprietarul ei? Sau dacă singurele două decizii ar fi să-l omoare pe proprietar sau să intre într-o altă mașină cu patru oameni, ce ar trebui să facă mașina? Pentru că noi o vom programa să ia acea decizie. Cine este sau ce este Alfa Lo? Un Alfa Lo este un robot, un avocat de fapt, care a reușit să învingă o echipă de oameni la analiza contractelor. Diferența față de el și restul roboților din avocatură era faptul că făcea efectiv analiză pe contracte. Și domeniul medical nu este un subiect destul de sensibil în ceea ce privește inteligența artificială. Până unde s-a ajuns? Inteligența artificială are cel mai mare potențial în domeniul medical. În momentul de față, pentru detecția cancerului, Google a realizat un robot care poate să detecteze cancerul cu o exactitate de 95% în funcție de niște scanări. Iar în curs de dezvoltare se află un robot care ar trebui să prezică cumva apariția cancerului în funcție de anumiți parametri din interiorul organismului. Spunem de domeniul militar. Din punctul meu de vedere este un pericol foarte mare. Cei de la Boston Dynamics din America au reușit deja să dezvolte roboți la care dacă te uiți pe internet și cauți, am pus și în prezentare unul dintre ei, sunt de-a dreptul, adică ți se face pielea de găină instant când te uiți la ei. Sunt și niște roboți de la care și-au luat ideea din niște seriale foarte cunoscute. Spuneam că cel mai de temut este acea idee generalistă numită de specialiști singularitate? Da, singularitate sau inteligență generală. Practic, tot ce am discutat până acum au fost cazuri particulare, unde seturi de date particulare erau date unor algoritmi de inteligență artificială pentru a învăța din ele. Și atunci, practic, acei roboți erau foarte buni în a face ceva, dar un singur lucru. Adică cei de la medical erau buni în detecția cancerului sau erau buni la pictură, dar nu exista niciunul care să fie bun la toate. Majoritatea specialiștilor, adică peste 50% din domeniu, sunt de acord că până în aproximativ 2050 s-ar putea să existe un robot
care ar avea o inteligență generalistă, o așa numită singularitate. Acest lucru este extrem de periculos din mai multe motive. În primul rând, circuitele fizice sunt cam de 1 milion de ori mai rapide decât circuitele biochimice. Asta înseamnă că o inteligență generalistă, care să spunem că ar fi la nivelul unui cercetător mediocru, n-ar trebui să fie mai mult de atât de inteligentă, deși cel mai probabil va fi chiar mai mult de atât, va produce ce a produs omenirea ca și știință în 25.000 de ani, în aproximativ o săptămână, adică în fiecare săptămână. Acest lucru ar trebui să ne facă să fim mult mai atenți la acest domeniu, pentru că pentru noi pare interesant. Acum discutăm și zicem, mamă, ar fi foarte drăguț să creăm un zeu, dar nu ne punem problema dacă acel zeu va fi rău. Sau nici măcar nu ar trebui să fie rău neapărat. Putem să zicem, uite, vrem să facem un asemenea robot care să planteze grâu sau porumb sau cartofi. Acel robot ar putea să vrea să devină atât de eficient în a planta cartofi, încât să vrea să planteze cartofi pe tot pământul și noi oamenii să fim practic un obstacol în asta, chiar dacă noi l-am programat să ne ajute. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem și mâine!